Bună, numele meu este Giulia, sunt alături de Mari de la FC Colentina. Bună, Mari! Bună! Cum te simți în această seară? O să zic că mă simt destul de bine, chiar dacă am luat bătaie, scorul cred eu a fost destul de strâns. Mă simt bine, echipa s-a prezentat destul de bine față de meciurile trecute și sunt bucuros. Care crezi că au fost avantajele echipei adverse în această seară? Băieții sunt pe primele locuri în seria noastră, în cupă la fel, sunt pe locul 2, luptă pentru fazele următoare. Se încheagă bine jocul la ei, din fericire pentru noi a mers și la noi astăzi, chiar dacă am luat niște goluri, am ratat și noi mult. Pot să spun că trebuia să fie mai strâns scorul. Care ți-a părut că a fost cel mai bun jucător de la ei în echipă? De la ei din echipă au avut portar în prima repriză, a scos câteva șuturi periculoase de ale noastre și au avut un mijlocaș, numărul 23 de pe spate, care joacă destul de bine. Dar de la voi în echipă a fost cineva care s-a străduit mai mult să facă ceva? Pot să zic că toată echipa, deși am fost 6 plus un portar, care nu, de obicei nu este portar, ne-am jucat destul de bine, ne-am străduit cu toți. Personal mi-a plăcut echipa. Ok, îți mulțumesc, o seară frumoasă și multă baftă, să vă antrenați mai bine. Mulțumesc și o seară bună, la revedere. Pe noi ne găsiți pe pagina de Facebook Liga Prieteniei și pe site-ul oficial www.ligaprieteniei.com. Le mulțumim sponsorilor noștri de la Cipita Star. O seară frumoasă!